Deputații s-au arătat interesați de parcul de mașini pe care îl deține judecătoarea Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, care a devenit celebră prin decizia cu privire la lichidarea postului de televiziune NIT. Potrivit informațiilor publicate de ziarul de gardă, Domnica Manole este proprietara 11 automobile, a căror valoare totală constituie 620.000 de lei. Mai multe mijloace de informare în masă au dat publicității recent informația potrivit căreia judecătoarea Curții de Apel Chișinău, doamna Domnica Manole, cunoscută ca și rudă a deputatului Dumitru Diaков, dar mai bine cunoscută ca judecătoare care a luat hotărâre împotriva postului de televiziune NIT, dumneai deține 11 automobile de lux. Solicităm Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională pentru Integritate, să prezinte informația în plenul Parlamentului care este sursa de proveniență a acestor averi a judecătoarei Domnicei Manole. Domnica Manole, cu parcul său de automobile, este lider în topul celor mai luxoase mașini ale judecătorilor de la Curtea de Apel Chișinău, realizat de ziarul de gardă. Potrivit publicației, pe numele ei sunt înregistrate 6 automobile Dacia Logan, în valoare totală de 230.000 de lei, 4 automobile Renault Clio, de 150.000 de lei și un Mitsubishi, a cărui valoare atinge 240.000 de lei. Alături de ea, în fruntea topului, se află judecătorul Sergiu Arnăut, care deține 3 Mercedes-uri de 300.000 de lei, un Hyundai Tucson de 340.000 de lei, un BMW și un Maz. Pe locul 2, în topul automobilelor de la Curtea de Apel Chișinău, se află judecătorul Ion Muruianu, care este proprietarul unui Subaru Tribeca, fabricat în 2007 în valoare de 611.000 de lei. El este urmat de președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca. El are un Volvo XC90 din anul 2011, care costă 529.000 de lei. Judecătorul Eugeniu Klim ocupă locul 4 în top cu un Mercedes ML250 în valoare de 550.000 de lei. Pe locul 5, în topul celor mai luxoase automobile de la Curtea de Apel, se află judecătorul Victor Pruteanu. Acesta deține 3 automobile, Toyota Fortuner în valoare de 245.000 de lei, Suzuki Jimny de circa 190.000 de lei și Toyota Prius 64.000 de lei. Pe locul 6 se află magistratul Tudor Micu, care a scris în declarația cu privire la venituri și proprietăți pe anul 2012 că are în proprietate doar o Toyota Land Cruiser Prado în valoare de 288.000 de lei, scrisă pe numele soției magistratului Nadejda Micu. Locul 7 îl deține judecătorul Nelea Budăi, cu 2 automobile de lux, Range Rover în valoare de 288.000 de lei și un Volkswagen de circa 60.000 de lei. Magistratul Ana Panov a scris în declarația pe anul 2012 că deține un automobil Honda în valoare de 198.000 de lei, un Mercedes A140 fabricat în 2005 și un Hyundai fabricat în 2005 de 3.000 de lei. Pe locul 9 se află vicepreședintele Curții de Apel, Xenofon Ulianovski, care este proprietarul unui Hyundai Tucson fabricat în 2009 în valoare de 255.000 de lei. Pe ultimul loc în top se află magistratul Gheorghe Iovu, care deține un Volvo XC90 fabricat în 2008 în valoare de 209.000 lei.